Vă mulțumesc, domnule președinte, ședință. Una din marile revoluții ale istoriei mondiale a pornit și de la ideea că nu poate exista taxare fără reprezentare. Interesant este că în plin secol 21, un număr destul de mare de cetățeni români cu domiciliu în străinătate pot plăti impozitele la distanță pe bunurile pe care încă le mai dețin în România, dar nu pot vota în comunitățile unde dețin acele proprietăți. Impozitarea nu este, în viziunea statului, o formă puternică de legătură cu comunitatea. Statul să-ți ia banii, să-i folosească la acțiuni în folosul comunității locale, așa cum consideră de cuvință, dar să asculte cetățeanul și să-i permită să voteze mai greu. Datele preliminare ale recentului recensământ se pare că confirmă o schimbare tectonică în profilul demografic al țării, cu aproape 1 milion de cetățeni români care dețin pașapoarte CRDS, adică au domiciliul permanent declarat în străinătate. Deci acești oameni nu mai au buletin. La aceștia se adaugă alte câteva milioane cu domiciliul temporar pe termene mai scurte sau mai lungi în afara granițelor țării. Este limpede că există două Românii, cea din țară și cea formată în afara granițelor țării. Iar chiar dacă clasa politică din România evită să recunoască, legăturile diasporei cu țara natală sunt extrem de puternice. Dacă am privit simplist, doar din punct de vedere economic, constatăm că diaspora este investitorul numărul 1 în economia autohtonă, numai transferurile directe acoperă valoric aproape dublul contribuției anuale a României la bugetul Uniunii Europene. Din păcate, cum spuneam, contribuția lor este luată de prea multe ori în bagiocură de către statul român. Chiar și acum, cota de reprezentare în Parlamentul României este discriminativă. Românii cu domiciliul definitiv în străinătate sunt reprezentați de tot atâția deputați cât județul Covasna, cu o populație de 4 ori mai mică. Acest lucru este inacceptabil. Este clar că pentru PSD, PNL, UDMR, valoarea unor cetățeni este mai mare decât a altora în fața urnelor. Oameni buni, a sosit timpul să corectăm această stare de lucruri, să recunoaștem adevăratul profil ale unor cetățeni extrem de mobili, ancorați puternic în comunitate, dar evident adaptat unui mod de viață caracteristic secolului 21 și unor cerințe crescute de a răspunde nevoilor lor. USR a propus proiecte de lege ce vizează reprezentarea corectă a diasporei în Parlamentul României. Fac referire la proiectul de lege privind respectarea normei de reprezentare a diasporei în Parlamentul României. La ora actuală, diaspora este reprezentată de doar 6 parlamentari, când norma de reprezentare ne spune clar că trebuie să fie un număr de 18, de 3 ori mai mult. Sau la proiectul de lege ce permite cetățenilor români din străinătate, dar care încă au domiciliu în țară, să voteze pentru parlamentarii din circumscripția din care provin. Unde se află aceste proiecte? La sertar. De ce? Pentru că coaliției sărăciei PSD-PNL-UDMR este frică de votul diasporei. Vă mulțumesc!